Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. 50 de ani de la înființarea școlii Emil Dracoviță, fostă școală 10. Centru medical de la Dărmănești se extinde. Primul pacient transportat cu elicopterul de pe helioportul Spitalului Județean de Urgență Bacău. Luni 14 noiembrie, de la ora 14:30, la sediul administrației publice locale a municipiului Onești, a avut loc o întrunire a legislativului local, în cadrul căreia s-a discutat de darea în folosință gratuită a unui imobil cu destinația sediu ambulanță Onești și parcare, situate în Onești, județul Bacău. Mai multe aflăm în minutele următoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de apartamentare a imobilului cu numărul cadastrat 68650 C1, situat în strada Perchiului, numărul 1, municipiul Onești. Domnule secretar? Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre este situat în municipiul Onești, strada Perchiului, numărul 1. Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre constituie cu precădere necesitatea soluționării situației juridice, respectiv apartamentarea construcției unități individuale în vederea unei mai bine administrării acesteia, precum și pentru desfășurarea în condiții optime a activităților specifice Spitalului Municipal Scotierean Dr. Luca Onești și a Serviciului de Ambulanță Județeană Bacău. Având în vedere cele menționate, propunem prin aprobare prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiilor, Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Mulțumesc! Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc, proiectul a trecut. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru bunul imobil, garaj, stații ambulanțe și terenuri intravilane aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnică operative a acestora. Are cuvântul domnul secretar? Având în vedere prevederile legislative conform cărora valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate de regulă de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare și ca urmare a întocmirii de rapoarte de evaluare de către evaluatori autorizați anevar, supune spre analize și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru bunul imobil, garaj, stație, ambulanțe și terenuri intravilane aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnică operative a acestora. Raportul de specialitate a fost prezentat. Cuvântul Comisia de Specialitate, Comisia 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui imobil cu destinația sediu ambulanță Onești și parcare, situat în municipiul Onești, strada Perchiului numărul 1, județul Bacău, înscrise în cartea funciară numărul 68650, număr cadastral 68650 C1U2, către serviciul de ambulanță județean Bacău. Domnule secretar? Serviciul de ambulanță județean Bacău solicită darea în folosință cu titlu gratuit pentru o perioadă de 20 de ani a imobilului cu destinația sediu ambulanță situată în municipiul Onești, strada Perchiului numărul 1, județul Bacău, în vederea funcționării substanției Onești, ținând cont că au fost finalizate lucrările de reabilitare executate în baza contractului de reabilitare sediu ambulanță și reabilitare atelier mecanic și electric, Spitalul Municipal Stăpânirea Dr. Luca, se impune darea în folosință gratuită a imobilului cu destinația de sediu ambulanță și parcare situată în municipiul Onești, strada Perchiului numărul 1, către serviciul de ambulanță județean Bacău, astfel încât substanția Onești să-și desfășoare activitatea în condiții legale. Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1.
Aviz favorabil. Comisia 3? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești a unui bun imobil identificat cu număr cadastral 68650C1U1, situat în strada Perchiului numărul 1, municipiul Onești. Domnul secretar? Având în vedere faptul că au fost finalizate lucrările de reabilitare în cadrul contractului de execuție lucrări, proiectare, asistență tehnică, executare, lucrări, la obiectivul reabilitare, sediu ambulanță, reabilitare, atelier mecanic electric din Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca, în vederea unei optime administrări acestora, propunem darea în administrare Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca, unui bun imobil în suprație de 125 de metri la 40 metri pătrați, imobil cu 4 încăperi. Propuneți pe analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre formal prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1? Aviz favorabil. Comisia 3? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Reamintim telespectatorilor noștri faptul că sediul ambulanței a fost modernizat cu bani de la Consiliul Județean și nu este la prima asociere dintre Consiliul Local Onești și Consiliul Județean Bacău. Sâmbătă 12 noiembrie la școala Emil Dracoviță, fostă școală 10, a avut loc o sărbătoare de suflet, căci s-au împlinit 50 de ani de la înființare, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de competență și performanță. Organizatorii evenimentului au pregătit un program ce a inclus momente emoționante de reîntâlnire cu foștii profesori și absolvenți, ateliere tematice realizate de preșcolari și elevii școlii coordonați de cadrele didactice, dar și un moment festiv în care s-a vorbit despre personalitatea patronului spiritual al școlii Emil Dracoviță. Mai multe aflăm în minutele următoare. Gândurile sunt multe, emoțiile sunt mari, deoarece sunt în această unitate școlară de 26 de ani, jumătate din viață mi-am petrecut în această unitate școlară și astăzi sunt atât de emoționată, deoarece am ocazia să revăd foști colegi profesori, foști elevi care au făcut cinste și fac cinste în continuare școlii noastre și această activitate ne-a unit. Am văzut un colectiv foarte frumos, am văzut că foștii profesori iau în brațe pe actualii profesori, este o legătură foarte strânsă. Așa este, educația ne strânge, ne unește, ne înțelepțește de-a lungul timpului și ne bucurăm să mai avem printre foștii noștri colegi de la care noi, cei tineri și bobocii de acum ceva timp în urmă, am avut ce învăța și încă avem ce învăța de la ei. Sunt mândri de unitatea de învățământ care o regăsesc după atâția ani de pauză, ca să zicem. Sunt foarte bucuroși de felul în care arată școala. Da, școala arată în acest fel deoarece am avut întotdeauna o conducere deosebită care a pus suflet în organizare și în administrare și am avut și un colectiv deosebit care întotdeauna a răspuns chemărilor, a pus umărul pentru a face această școală să fie într-adevăr de nota 10. Un mesaj pentru foștii profesori, foștii elevi, oameni mari de azi. Niciodată să nu uite de unde au pornit, să-și amintească de acei oameni de la care au avut ce învăța și să-i aibă în mintea și în sufletul lor în mod permanent, așa cum și eu ca profesor, când îmi revăd foști elevi astăzi și mă bucur enorm că au putut veni, mă uit în spate și văd că totuși munca noastră nu a fost în zadar. Un mesaj pentru foștii profesori. Să le dea Dumnezeu sănătate, să poată ajunge și la 60 de ani, și la 70, atât vedem și la 100. Câte aniversări vor mai fi de acum încolo și să ne le vedem sănătoși, voioși, plini de viață și Doamne ajută să fie bine în continuare. Ne-am adunat astăzi cu toții pentru a sărbători 50 de ani de tradiție, 50 de ani de existență și 50 de ani de competență și performanță în locul în care inocența copilăriei capătă parfumul veșnic al cunoașterii. Ne-am bucurat cu toții de prezența foștilor profesori, foștilor absolvenți și părinții ai școlii,
dar suntem și onorați de prezența domnului primar Laurențiu Neghină, a doamnei consilier Elena Pașcu, a domnului jurist Chiriac Ionuț și a preotului paroh, care în cuvântul din deschidere și-au exprimat aprecierea pentru rezultatele obținute în școala noastră de-a lungul timpului, dar și pentru rolul pe care îl are școala în viața fiecărei persoane. Dezvelirea plăcii comemorative, atelierele tematice desfășurate care au cuprins creații ale elevilor, creații literare, plastice, concursuri de curiozități istorico-geografice, realizarea unei piese de teatru, cântec și dans popular, au întregit atmosfera de sărbătoare a școlii noastre. Un prilej de bucurie pentru toți. Copiii preșcolari și elevii școlii au reușit să încânte pe toți cei prezenți la eveniment, să le dea culoare și viață sălilor de clasă și a întregii școli. Apoi am continuat cu întâlnirea la o masă rotundă cu actualii profesori, foști profesori și absolvenți ai școlii, în care au fost depănate amintiri. Fiecare din activitatea parcursă și derulată în școală și au fost înmânate diplome de onoare în semn de respect pentru activitatea desfășurată. Felicitări pentru inițiativă și pentru buna organizare. A fost un eveniment emoționant, revin la ideea mea, pentru toți cei care s-au implicat, dar și pentru aspeții care au fost prezenți. Da, și eu aș vrea să mulțumesc întregului colectiv al școlii, personal didactic, auxiliar și nedidactic, pentru întreaga contribuție și implicarea în reușita acestui eveniment. Le mulțumesc și părinților și elevilor școlii pentru că s-au implicat și au participat cu drag la această școală și aș vrea să mai fac o precizare. Consider că în fiecare din cei 50 de ani întregul școala Emil Racoviță a avut și are un colectiv bazat pe profesionalism și dăruire, drept pentru care elevii care au absolvit în cei 50 de ani școala noastră au ajuns oameni cu majuscule, au reușit să-și realizeze talentele și oportunitățile pentru a avea un viitor strălucit. Le doresc tuturor multă sănătate și succes în tot ceea ce prețuiesc mai mult. Și la mulți ani, nu? Școala Emil Racoviță. Da, mulțumim, am avut o aniversare, cred că plăcută, continuăm în continuare cu masa rotundă și ce presupune după. Vă mulțumim pentru prezență și pentru sprijin. Un eveniment deosebit când întreaga familie a școlii Emil Racoviță se reunește, așa cum a spus și dumneavoastră, foste cadre didactice, foști elevi, astăzi s-au reunit și împreună am încercat să depănăm amintiri, să vedem ce s-a realizat, ce se realizează și să știm ce avem de realizat pe viitor în această unitate școlară, astfel încât rezultatul muncii noastre să fie vizibil și pe măsura așteptărilor atât a părinților cât și a elevilor, dar de ce nu și a noastră, a cadrelor didactice. Într-adevăr, au venit foștii absolvenți, foștii elevi ai școlii, oameni mari de data aceasta, cu profesii onorabile, oameni de vază ai societății, dar nu numai atât, am vorbit și cu foștii directori și au fost extrem de mândri să vadă școala la nivelul la care este acum, atât de bine întreținută, atât de elegantă și bine pusă la punct. Așa este. Impresiile pe care dumnealor le-au împărtășit cu noi au fost legate de activitățile pe care le-am desfășurat cu elevii la fiecare clasă, fiecare cadru didactic, în echipă, pentru că noi învățăm în două schimburi la momentul acesta și echipele au fost schimbul 1 cu schimbul 2. Dacă s-a observat, practic acele activități au fost diferite de la clasă la clasă, însă tematica a fost Emil Racoviță, astfel încât elevii noștri să știe exact, nu doar că se numește școala Emil Racoviță, ci și informații legate de
Emil Racoviță. Savantului Emil Racoviță, sigur că da. Au fost emoții pentru toată lumea. Am văzut aici foste cadre didactice cu lacrimi în ochi și cu foarte multă bucurie. Da. Revederea întotdeauna se lasă cu lacrimi, lacrimi de fericire, cu amintiri plăcute, eu așa am văzut, fiecare cadru didactic sau fost elev au împărtășit amintiri frumoase. Nimeni nu și-a amintit ceea ce a fost poate nepotrivit la timpul respectiv. Toată lumea și-a amintit cu drag de foștii profesori, de ceea ce s-a întâmplat în această școală și cum a contribuit la evoluția lor în carieră. În imediata vecinătate a fostului spital, primarul orașului Dărmănești, Constantin Toma, a modernizat o serie de clădiri și a realizat un centru medical modern dotat cu echipamente de ultimă generație. Locuitorii orașului Dărmănești sunt mai mult decât încântați de acest centru medical, deoarece prin înființarea acestuia ei economisesc atât timp cât și bani. Eu sunt doctorul Verdeș. Traduc ca să înțeleg. Am venit aici acum 2 ani la invitația domnului primar să deschid această clinică. Deocamdată e doar aici în regim ambulatoriu, stomatologie, cardiologie, ORL, chirurgie. Urmează a doua clădire, aici va fi ginecologie și urologie. Mai sunt încă 4 cabinete care vor fi rezervate pentru kinetoterapie și recuperare. Urmează un centru de zi pentru persoane în vârstă. Acolo vom putea face mult mai multe lucruri. Ar fi al 3-lea pas, după care sper să reușim să facem un centru de imagistică cu RMN, CT, tot. De la inaugurarea centrului medical PCLA, Dr. Aurel PCLA, am vorbit și am spus că vom reabilita și această clădire care astăzi este într-o fază destul de avansată de reabilitare. Era o clădire pe care o aveam în domeniul public, foarte deteriorată. Am făcut o expertiză, am văzut că poate fi reabilitată. Astăzi cred că în proporție de 95% este reabilitată și în maxim 2 săptămâni vor fi finalizate lucrările la acest obiectiv. Vom avea și ce va fi aici? Clădire tot destinație medicală. Cred că din spusele medicilor vom avea cabinete de ginecologie. Vom avea cabinete care se vor deschide la solicitarea cetățenilor din Dărmănești. Dacă în prima clădire am reușit, dincolo de stomatologie, să aducem medici de renume în cardiologie, interne, urologie, pediatrie, vrem să extindem această paletă și, repet, încă 4 cabinete vor fi deschise în noua clădire, dintre care știm clar că unul va fi de ginecologie. Zilele trecute a fost preluat primul pacient cu elicopterul SMURT de pe helioportul Spitalului Județean de Urgență Bacău. Este vorba de o femeie de 77 de ani din comuna Mărgineni, care a suferit un infarct miocardic sever. O pacientă de 77 de ani din Mărgineni cu infarct miocardic sever a fost preluată cu elicopterul de pe helioportul SJU Bacău și a fost transportată la Spitalul Clinic Parhon din Iași în vederea efectuării unui coronarografii și montarea de stent, intervenție specifică în astfel de cazuri. Pacienta a ajuns la Spitalul Clinic Parhon din Iași în 20 de minute pentru a primi tratament de specialitate în acord cu complexitatea cazului. A început numărătoarea inversă până când se va da startul unei noi competiții de prestigiu. Este vorba de Campionatul Național de Gimnastică, ce se desfășoară în perioada 17-26 noiembrie. Mai multe aflăm în minutele următoare de la Ingrid Istrade, directorul Clubului Sportiv Municipal Onești. La jumătatea lunii noiembrie, începând de pe data de 17, la Bacău, de data aceasta, ne întoarcem după foarte mulți ani, vor avea loc campionatele naționale de gimnastică, faza finală atât la masculin cât și la feminin și inclusiv un festival de gym for all. Cu alte cuvinte, va fi un regal sportiv. Da, va fi un regal sportiv de juniori. Vor concura toți sportivii calificați în urma competițiilor din prima parte a anului. Vor fi finaliștii cei mai buni dintre cei mai buni juniori, atât la băieți cât și la fete. De la CSM Onești, cine participă?
Păi de la CSM Onești avem 5 gimnaste care participă pe mai multe categorii de vârstă și mă refer la 4 categorii, începând cu Adelina Bădic, cu Ana Maria Gabor, cu Sara Cristea, cu Daria Ștefania Tănase, cu Ioana Merchez și nu în ultimul rând Delia Toma, care deja este plecată la Centrul Național Olimpic de la Deva. Cu alte cuvinte, au început emoțiile, să zicem așa. Să știți că sunt emoții, fiindcă încurunează activitatea unui an întreg competițional. Ele sunt medaliate cu echipa în vară, dar știți că se pot întâmpla multe într-o perioadă de 4 luni. Sperăm totuși că vom fi din nou pe podium, fiindcă atât Ileana Hrișcă cât și Alina Iacob, antrenoarele lor, sunt niște fete extrem de serioase și de muncitoare și își doresc foarte mult să se facă remarcate și aici, acasă, să spunem. Apropo de asta, mi-ați ridicat mingea la fileu pentru următoarea întrebare. Nu este la Onești, este în municipiul Bacău. Da, este în municipiul Bacău. Inițial în calendarul competițional al Federației Române de Gimnastică a existat la Onești, dar faptul că sunt anumite probleme pe, în ceea ce privește sala polivalentă Nadia Comăneci, atunci n-am mai avut cum să-l aducem la Onești anul acesta. Sperăm ca anul viitor să venim cu altă competiție la Onești. Eu am ținut în mod special să rămânem în județul Bacău, fiindcă totuși vorbim de Onești, dar Bacăul, din punctul meu de vedere, rămâne... Gimnastica românească a pornit de la Bacău, chiar dacă din Onești, și m-am dus către Bacău, care au fost extrem de încântați să ne primească cu aceste acțiuni. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 19 noiembrie, cerul va fi în cea mai mare parte noros. Mercurul în termometre urcă până la valori de 10 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 0 grade Celsius. Duminică 20 noiembrie, vremea se menține în continuare umedă și rece. Cerul va fi acoperit de nori, sunt posibile ploi pe după amiază. Maxima zilei urcă până la valori de 5 grade Celsius, în timp ce noaptea mercurul în termometre coboară până la 0,1 grad Celsius. Luni 21 noiembrie, se menține vremea la fel de rece și umedă, cerul va fi acoperit de nori, sunt posibile ploi, maxima zilei urcă doar până la valori de 5 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la minus 1 grad Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.